Bine v-am regăsit! Propun să discutăm în clipul de astăzi despre un subiect care încă mai frământă societatea și nu doar cea românească, ci în general cam toată societatea vestică. Made in China. Ce înseamnă Made in China? Aparent, în mentalul colectiv al multora, Made in China este cumva sinonim cu producție de proastă calitate. Și pe bună dreptate, pentru că decenii la rând, China s-a specializat și s-a concentrat pe producția în masă a diferitelor produse cu costuri foarte mici de fabricație și au generat, bineînțeles, prețuri mici, uneori incredibil de mici. Prețuri care, bineînțeles, s-au reflectat în calitatea proastă a produselor comercializate și răspândite prin toată lumea. Decenii la rând, China s-a complăcut în a fura idei și invenții pe care mai apoi le-a reprodus sub diferite forme de produse pe care mai apoi le-a exportat peste tot. Comercianții, la rândul lor, în dorința de a obține un profit ușor și rapid, le-au tot importat, iar rezultatul a fost o suprasaturare a pieței cu produse de calitate inferioară, însă la preț accesibil pentru toată lumea. Odată cu deschiderea Chinei către lumea exterioară prin anii 80, tot mai multe companii din întreaga lume au început să își mute afacerile și fabricile în China, pentru că statul asiatic ofera și s-a străduit tot mai mult să ofere fix ce își dorește orice producător. Facilități fiscale, materii prime aproape de centrele de producție, mână ieftină de lucru și infrastructură de orice fel. Toate aceste facilități, coroborate cu nepăsarea Chinei legată de consecințele asupra mediului înconjurător, au făcut din China un paradis pentru producție. În timp ce în statele occidentale guvernele au început să fie mai interesate cu privire la anumite substanțe folosite în procesele de fabricație sau a modului în care rezidurile rezultate de la fabricație sunt eliminate și disipate, ambiția Chinei a rămas aceea de a deveni în timp prima economie mondială, ignorând an la rând efectele dezastroase ale poluării generate de dorința oarbă de a produce orice și cât mai mult. V-am răspuns așadar în parte la întrebarea de ce mai toate companiile lumii au ales China pentru producție, însă, dincolo de aspectele de natură economică și legislativă, există o serie întreagă de alte avantaje care au atras și încă mai atrag producătorii din întreaga lume să aleagă China. Din punct de vedere logistic, China este o alegere firească pentru că, dincolo de forța incredibilă de pe piața muncii, unde angajatorii nu își pun cel puțin deocamdată problema forței de muncă, această țară oferă foarte multă materie primă de orice fel, atât de necesară companiilor care produc acolo. Incredibila și mereu în expansiune infrastructură de orice fel a Chinei facilitează enorm transportul de materii prime și piese între fabrici, iar importul și exportul de materiale și produse finite se realizează cu ușurință în diferite căi infrastructurale de care China abundă, referindu-ne aici la căi rutiere, aeronautice sau navale. De altfel, poziția geografică a Chinei asigură pentru producători o acoperire cât mai bună a marilor piețe, pentru că se află în poziția ideală de a servi piețe mari precum SUA, Rusia, India, Japonia, Australia, Noua Zeelandă și vecinii bogații Chinei, Taiwan, Thailanda, Indonezia sau Singapore. Și atunci, cum să nu prefere producătorii China? Revenind la subiectul nostru, spuneam că există în societate un clișeu rămas viu de câteva decenii bune, și anume acela că orice etichetă pe care scrie Made in China reprezintă automat însemnul unui produs slab, de proastă calitate sau eventual falsificat, chiar dacă eticheta aparține unor companii de renume pe plan mondial, și aici nu ne referim numai la scule și unelte, ci la produse de top de orice fel, de la industria vestimentară până la cea auto sau tehnologică. Există așadar foarte mulți oameni care încă nu au reușit să facă o disociere între termeni. Termenul de chinezărie, care într-adevăr reflectă și exprimă un produs în general copiat și replicat cu materiale și tehnologie de proastă calitate, și sintagma Made in China, care nu înseamnă altceva decât că acel produs a fost fabricat în China. Fiindcă tot vorbim despre clișee, foarte mulți oameni consideră că astăzi orice produs care nu se mai produce în fabrica originală din țara respectivă este automat un produs falsificat sau un produs de o calitate inferioară. Și aici, pentru că vorbim despre scule și unelte, putem da exemple de produse precum Makita, care nu sunt fabricate în Japonia, produse Bosch, care nu sunt fabricate în Germania, sau produse DeWalt, care nu sunt fabricate în SUA. Chiar zilele trecute am primit un comentariu la un videoclip în care un utilizator îmi spunea că tinde să facă retur la un rotopercutor pe a cărui etichetă scria că este făcut în România pentru că are suspiciunea de fals, el știind că original înseamnă că trebuie să scrie Made in Japan. Pentru cei care nu știu, Makita are o fabrică în România, în localitatea Brănești din județul Ilfov, din anul 2007. În prezent,
compania produce aici peste 400.000 de mașini electrice pe lună, iar compania niponă tocmai a pus piatra de temelie a unei noi unități de producție în anul 2018, prin care vor să crească producția la 1 milion de mașini electrice pe lună. 97% din produsele fabricate aici sunt destinate exportului. În jur de 1400 de persoane lucrează aici, iar în afară de România, Makita produce aproximativ 2/3 din produsele sale în afara granițelor Japoniei, în țări precum Brazilia, China, Mexic, Regatul Unit, Germania, Dubai, Thailanda și SUA. Situații similare vă pot raporta și despre celelalte branduri de scule, dar aș lungi foarte mult clipul și cred că ați înțeles ideea. Alți utilizatori îmi spun că, da, sunt originale și produsele fabricate în afara Japoniei, respectiv Germaniei, Americii, etc., dar că brandurile respective construiesc produse de o calitate mai inferioară decât cele construite în fabricile din țările de origine. Eu am cerut punctul de vedere oficial din partea Makita, în care am cerut să răspundă în mod clar dacă compania are mai multe nivele de calitate a produselor sale, iar răspunsul o să îl aflați imediat. Din punctul meu de vedere, temerile unora care cred că aceste branduri ar produce pe nivele de calitate în funcție de o anumită piață sunt nejustificate și mai ales nu pot fi probate. Gândiți-vă câte investiții suplimentare ar trebui să facă aceste branduri pentru a construi produse pe nivele de calitate. Am discutat despre unități de producție separate, despre locuri de muncă suplimentare și de o întreagă logistică de producție și transport. De ce ar face companiile asta? De ce și-ar face companiile reclamă negativă asupra brandurilor lor în aceste piețe? Ce ar avea de câștigat companiile? În încheiere vă prezint răspunsul pe care l-am primit de la Makita România la întrebarea: produsele fabricate în China sau alte țări în afară de Japonia sunt mai slabe calitativ față de cele produse în Japonia? Așadar, acesta este răspunsul pe care l-am primit de la Makita România, pe care am contactat pe Facebook acum ceva vreme. Bună ziua! Fabrica Makita de la Brănești respectă aceleași standarde de înaltă calitate ca oricare altă fabrică Makita din lume, în paranteză Japonia, China, Marea Britanie, Brazilia sau Germania. Produsele fabricate în România sunt destinate pieței internaționale. O zi frumoasă, echipa Makita România. Acum probabil veți spune că, sigur, Makita nu ar avea de ce să admită acest lucru, dar eu vă cer să reflectați la ceea ce am spus mai devreme. Din punct de vedere economic și profitabil, ar fi un dezastru ilogic pentru oricare brand. Așadar, sper că am lămurit și aspectul cu acest mit made in China. Sunt convins că foarte mulți vor rămâne în continuare sceptici și vor realimenta aceste clișee și conspirații. Dacă ați urmărit acest material integral, vă mulțumesc și vă aștept la următorul meu video. Până atunci, vă urez să aveți chef de treabă și numai bine!